Bună ziua, Happy Music aici pe Frecvențele Ițibiții. Iată că medicii, asistentele, polițiștii, toți oamenii ăștia care se află în prima linie trebuie respectați și susținuți. Și nu numai ei, ci și oamenii de afaceri de care avem nevoie foarte, foarte mare, pentru că sunt oameni curajoși care încearcă și reușesc să împingă lucrurile mai departe, pentru că această epidemie se va încheia la un moment dat și la un moment dat vom avea nevoie să ne revenim. Ei bine, stăm de vorbă cu CSR Oșan, Corina Dospino. Bună dimineața, Corina! Bună dimineața! Corina, trebuie să ne vorbești un pic de proiectul, ea spune, dacă este un proiect, dacă nu este un proiect, te rog să mă corectezi. Voi, Oșan și Leroy Merlin, ați invitat, ați făcut o invitație, de fapt, mediului de afaceri să participe la amenajarea unei prime unități prespitalicești aici în București, Ilfov. Te rog să ne dai mai multe detalii. Așa este, împreună cu partenerii noștri Leroy Merlin și evident cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Departamentului pentru Situații de Urgență, vom pune la dispoziția acestora din urmă această unitate prespitalicească complet amenajată, unde se vor primi, se vor tria, vor fi cazați și vor fi tratați bolnavii de COVID, care au cazuri ușoare și medii. Vorbim despre o locație care are peste 7500 de metri pătrați și va fi echipată cu toate utilitățile de bază, apă, energie, canalizare și la nivel de amenajări vor fi 350 de paturi. Vom avea containere de cazare pentru medici, vom avea condiții absolut decente de îngrijire a pacienților, zone de luat masa pentru medici, pentru pacienți, vom asigura mese zilnice, apă, atât pentru medici cât și pentru pacienți. Evident, pentru că acești oameni vor sta în locația respectivă o anumită perioadă, ne-am gândit că, din punct de vedere moral, este bine să avem și o zonă dedicată recreării pentru ei și, evident, le vom asigura toate serviciile conexe de funcționare, de la utilități, la curățenie și așa mai departe. Vreau să te întreb, deci este vorba despre companiile Oșan și Leroy Merlin. Te rog să ne spui... poate să se asocieze, să spun, pot să vină mai mulți oameni sau mai multe companii alături de voi în acest demers? Precizările pe care tocmai le-am făcut au fost cu un scop foarte precis și acela de a invita și de a face un apel de implicare și de solidaritate față de mediul nostru de business și față de conducătorii companiilor să vină alături de noi și să ne ajute în acest proiect foarte ambițios, un proiect care vrem noi să vină în sprijinul autorităților și să aducem împreună cu toții o contribuție pozitivă asupra societății în această situație dificilă. Și da, avem nevoie de sprijinul mediului de business pentru ca noi să putem pune pe picioare acest spital într-un timp foarte, foarte scurt. Estimați cam când o să fie gata? Noi estimăm că în câteva zile, nu foarte multe, va fi gata amenajat. Wow, extraordinar. Ținem pumnii să se îndeplinească acest proiect și vă suntem alături ca să comunicăm și celorlalți acest tip de solidaritate socială de care avem mare, mare nevoie. Vă mulțumim mult pentru intervenție, CSR Oșan, Corina Dospinoiu. Sănătate și putere în continuare în ceea ce faceți. Vă mulțumim și sperăm cu mare drag să avem cât mai multe companii care să se alăture demersului nostru și împreună să putem sprijini cât mai mult posibil lupta împotriva COVID-19. Mulțumim, o zi frumoasă, la revedere! Mulțumesc la fel, la revedere!